Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim și astăzi despre ce credeți că vorbim astăzi. Despre parfumuri, da. Nu mai este ceva nou. Vreau să vorbim despre o selecție de parfumuri pe care le văd eu foarte potrivite în perioada următoare, în perioada de tranziție dintre primăvară și vară. Și am ales niște parfumuri pe care voi nu le-ați văzut în clipurile cu parfumuri de primăvară, deși acolo găsiți o grămadă de parfumuri versatile pe care cu siguranță o să le port și la vară. Nu am inclus în clipul acesta nici măcar parfumuri foarte dulci sau gurmande. Le-ați văzut acolo în clipurile cu parfumurile de primăvară. Am vrut să vin la voi cu niște parfumuri florale proaspete, ușoare, dar care mie îmi plac foarte mult, și niște parfumuri fructate, care sunt dulci, dar nu foarte dulci, pe care putem să le purtăm și primăvara și vara și în perioada asta când nu e foarte, foarte cald afară, dar nu este nici atât de frig încât să ne intoxicăm cu parfumuri. Nu știu, sunt niște parfumuri ușoare pe care putem să le purtăm cu succes în perioada următoare. Și vreau să încep cu unul pe care l-am primit în perioada rece, din ce mi-amintesc eu, și de-abia așteptam să îi vină timpul, și este vorba despre acest Plein Soleil de la Yves Rocher, un parfum cu tuberoze, cu ylang ylang, cu santal și cardamom de Guatemala. Îmi place mult de tot aroma acestui parfum, se duce în zona aia de Soleil Blanc, Eau de Soleil Blanc. Cred că mi-aș dori și un colecție Eau de Soleil Blanc. Am văzut că are un preț super bun pe Military Shop când sunt reduceri. Ce nu-mi convine mie este faptul că toată lumea spune despre acela că persistă foarte puțin. Și eu am mai găsit parfumuri cu aroma pe care o are Eau de Soleil Blanc, cum este și acest Plein Soleil. Este un parfum luminos, ușor, floral, floral tropical, feminin, și are o aromă care îmi place. Este un pic dulce, este cremos, este floral, și acel ylang ylang nu este unul care iese în evidență sau este unul destul de fresh, așa de proaspăt. Nu este greoi, nu are aroma aceea de banană coaptă. Este un parfum ușor și luminos și frumos. Și da, de-abia aștept să-l port. Mi se pare potrivit acum, mi se pare potrivit vara. Nu este un parfum foarte, foarte intens sau foarte, foarte persistent, la fel cum nici Soleil Blanc sau Eau de Soleil Blanc nu este, din ce spune lumea. Dar e foarte, foarte aromat și frumos parfumul acesta. Îți dă o stare așa bună și te înveselește. Este super lejer și plăcut. Da, miroase foarte bine, să știți. Chiar vă recomand să-l testați. Nu știu ce preț are parfumul acesta, dar na, este Yves Rocher. Știu că uneori și aceste parfumuri pot fi destul de scumpe sau mai scumpe decât ar trebui, dar știți că au tot felul de oferte, de coduri, de, mă rog. E un parfum frumos, chiar sunt curioasă dacă l-aveți în colecție, dacă vă place, cum vi se pare, și o să mai povestim despre el pentru că urmează să îl port. Următorul parfum pe care chiar l-am scos de la naftalină, să zic așa, este acest Miral de la Martin Martin, Martin, nu știu exact cum se pronunță. Miral este un parfum despre care se spune că este inspirat din Libre de la Yves Saint Laurent. Este un parfum cu pară, prună, mandarină în deschidere, în mijloc avem floare de portocal. Este un parfum în care floarea de portocal iese în evidență și îmi place foarte mult cum miroase. Avem și multă iasomie și în bază avem iasomie, tonka și ambergris. Da.
Cu siguranță recunoști aroma aceasta pentru că toată lumea știe Libra și imediat te duce cu gândul acolo și la cum este... Da. Nu știu exact din care Libra spune lumea că se inspiră acest parfum. Probabil Libra Eau de Parfum. Dar nu simt lavandă, asta e clar. Nu simt lavandă în acesta, simt doar floarea de portocal pe care o regăsim în Libra. Îmi place foarte mult, mi se pare așa un parfum cu floare de portocal, este și un pic dulce. Foarte aromat este și parfumul acesta. Are o aromă fructată, acolo în ceva mai în spate, deci în față este floarea de portocal pe o bază așa fructată, ușoară, și mi se pare că este genul ăla de parfum impunător, la fel cum este descris și Libra, doar că aici iese în evidență floarea de portocal, se simte ea și în Libra Le Parfum, în el simțim foarte bine floarea de portocal, doar că acolo este o floare de portocal îmbrăcată în vanilie. Aici este mai multă floare de portocal decât o bază atât de dulce. E foarte plăcut, este foarte potrivit în această perioadă, este potrivit și în perioada următoare. Mi se pare așa un parfum potrivit pentru birou, mai serios, așa, mai elegant, să zic. E foarte frumos și e super intens și puternic. Chiar mi se pare un parfum bun. Acum, eu nu zic că seamănă sau nu seamănă cu Libra Eau de Parfum, pentru că nu mai știu cum miroase acela, dar pot să zic despre Miral că este un parfum foarte frumos, foarte frumos. Îmi place mult floarea de portocal. E o floare de portocal care, v-am zis, o simt în Valentino Donna Born in Roma Pink, doar că acela este mai dulce. Se simte floarea asta de portocal și în Prada Paradox, da, și în Prada Paradox se simte tot așa floarea de portocal, doar că acela este mai fructat. Acesta are o aromă fructată, dar este, nu este atât de evidentă și nu este atât de, nu este în deschidere cum este la Prada Paradox. Ce mai aveam noi cu această floare de portocal? Deci se duce foarte mult în zona asta. Doar că față de alte parfumuri, acesta este ceva mai serios și mai opulent, aș putea să spun. Poate chiar, da, ca Libra, din ce mi-amintesc eu așa, dacă mi-amintesc bine. Nu știu dacă este o clonă, habar nu am. Dar îmi place foarte mult cum miroase în această perioadă, cum se simte. Este persistent, este intens și uitați-vă ce sticlă are. Chiar este o sticlă foarte frumoasă. Eu am testat mai multe parfumuri de la Martin Martin, dar acesta a fost preferatul meu. Am testat chiar mai multe când au apărut ele și acesta mi-a plăcut de la miros până la sticluța asta. E foarte bine făcută, super calitate și miroase foarte bine. E superb, superb. Dacă tot am vorbit despre floarea de portocal și că îmi place foarte mult în această perioadă, haideți să vă mai arăt un parfum care mă umple de bucurie. Este un parfum, un flanker la Vie Belle. Este vorba despre la Vie Belle L'Eclat L'Eau Eau de Toilette, pentru că știu că este și apa de parfum. Nu știu dacă apa de parfum se mai găsește, dar acesta am înțeles că ar fi discontinuat, din păcate. Și spun din păcate pentru că mi se pare că este totuși un flanker la Vie Belle care se îndepărtează cel mai mult din ce am testat eu de la Vie Belle. Deci este total diferit. Este și el un pic dulce, dar nu, în niciun caz nu este la fel de dulce ca și la Vie Belle. Este un parfum luminos și foarte delicat și foarte feminin, elegant, așa. Cu floare de portocal, cu neroli, are o deschidere de citrice și o bază de vanilie, mosc, ambroxan, iasomie și iris. Da, este un floral foarte, foarte frumos, foarte potrivit la sfârșitul primăverii, perioada de tranziție, vara, mi se pare foarte potrivit pentru că este un parfum luminos. Este un parfum luminos și elegant
Și față de Miral este mai lejer, este mai lejer, este chiar un pic mai dulce. Și mi se pare mai mai jucăuș așa față de Miral, care v-am zis că mi se pare mai serios. Îmi place mult parfumul ăsta și chiar nu înțeleg de ce l-au scos. Nu știu dacă voi ați apucat să-l testați măcar sau îl aveți în colecție. Doamne, cât de bine miroase. Și el mă duce cu gândul în zona aceea de Prada Paradox. Deci și el mă duce cu gândul acolo. Dar nu este atât de fructat și de dulce ca Prada Paradox. Nu, este mai lejer. E foarte frumos parfumul. Am o perioadă de floare de portocal și neroli și îmi place foarte mult. Următorul parfum este unul pe care l-am și purtat zilele trecute și, Doamne, cât de mult mi-a plăcut, cum se simte. Mi se pare că este perioada cea mai potrivită pentru a purta acest parfum. Perioada asta de tranziție, zilele în care este cald, în care sunt 20 și ceva de grade, se simte atât de frumos, se usucă și se așează foarte frumos parfumul acesta. Mie mi se pare un parfum răcoritor. Deși vă spun de fiecare dată că îl văd destul de versatil, asta este perioada în care parfumul ăsta pur și simplu strălucește. Este un parfum cu pară, pepene, dar sincer eu nu am simțit niciodată pepene în parfumul acesta. Mă bucur că am așa o butelcă, pentru că atunci când îl folosesc pur și simplu exagerez, îl fac baie în el pur și simplu. Avem frezie și trandafir, da, se simte chiar acum, se simte izul de trandafir și frezie, se așează foarte frumos, un pic dulce, floral, un pic fructat. Și nu vă speriați, pentru că nu o să fie niciun fel de trandafir enervant sau care iese în evidență. Este parfumul meu preferat de la Jo Malone, dar cred că după Scarlet Poppy, deși v-am mai zis că pe Scarlet Poppy îl văd așa destul de elegant și îl văd pentru ocazie, aș putea să zic că tot ăsta e preferatul meu, pentru că este cel mai versatil și cel mai frumos. Mai am și unul de vară, dar nu vorbim astăzi despre parfumuri tropicale, sărate, potrivite pentru vară. Astăzi nu. Dar o să vorbim cu siguranță și despre acele parfumuri. Eu mai am pe canal de anul trecut un clip cu parfumuri sărate, marine și așa mai departe, dar între timp s-au schimbat multe în colecția mea și se schimbă mereu, așa că o să refac acel video. Un parfum minunat. Minunat, ce să zic, este răcoritor, este crocant și spun eu că este crocant, folosesc cuvântul acesta, poate că nu sună prea bine, dar e, nu știu cum să vă explic, e puțin țipător, așa proaspăt, nu știu cum să vă explic, ascuțit? Da, în deschidere este un pic ascuțit și proaspăt, nu știu, ca și cum ai mușca dintr-un măr verde. Deci asta este senzația pe care o simt atunci când folosesc parfumul ăsta. Ca și cum ai mușcat dintr-un măr verde și auzi sunetul acela și este un măr zemos. Asta e. Da, un pic ciudat, dar asta este. Următorul parfum este unul accesibil, ieftin și bun. Ieftin și bun și să nu cumva să vină perioada caldă și să nu-l aveți în colecție. Glumesc, desigur. Este un parfum care îmi place foarte mult și își merită locul în colecție, pentru că este atât de plăcut și atât de confortabil, liniștește, îți dă o stare bună. Este parfumul acela de zi cu zi, potrivit de acum și până la toamnă, dar oricum e unul versatil, pentru că are ambreta aceea pe care o simt și în Oud Sage and Sea Salt. Are și izul acela lemnos, este puțin aromatic și, după cum vă spuneam, este parfumul acela de zi cu zi pe care poți să-l porți, să faci baie în el ziua și când este caniculă, să-l porți când mergi la somn, pentru că este super confortabil așa și plăcut. Foarte frumos este. Îmi pare foarte rău că nu am testat și alte flancări ale acestui parfum. Știu că există acum și apa de parfum. De fapt, există de ceva timp pe site-urile noastre și are și un preț super mic.
Aș vrea să mai testez și alte flancăre, dar acesta cu siguranță va fi mereu în colecția mea pentru că îmi place mult. Îmi place mult și sticla, îmi place mirosul, are și preț bun, îmi place și prețul. Și da, YT de la Elizabeth Arden este parfumul acela de tranziție, parfumul de vară, în orice caz. De când începe să se încălzească afară, cred că acesta este... poate fi parfumul acela, parfum semnătură, de ce nu? Chiar este un parfum foarte frumos, foarte frumos. Nu știu dacă proiectează el atât de mult, dar eu îl simt, îmi dă o stare bună mie, este un parfum intim care, da, este un parfum pentru tine, în primul rând, și nu știu dacă pentru ceilalți înseamnă mare lucru, dar vi-l recomand, testați-l. Chiar sunt curioasă ce flancări ale acestuia iubiți voi, poate îmi mai iau și eu altceva să testez. Haideți să vorbim și despre două parfumuri fructate și delicioase, dar în același timp proaspete. Minunatele astea două, Pera Granita și Eden Sparkling Lychee de la Kayali. Două parfumuri fructate. Kayali Eden Sparkling Lychee este un parfum cu lychee, cu fructe, cu un măr roșu. E zemos, este fructat zemos, dar totodată un parfum destul de dens, așa, nu este fructatul acela super fresh de vară, dar asta îmi și place la el foarte mult și cred că moscul acela echilibrează foarte mult partea asta fructată, are și ceva flori. Și să știți că pe mine mă duce cu gândul la guava. Habar nu am. Este un parfum care mi-amintește de copilărie, nu știu, ceva jeleuri din copilărie, ceva gumă de mestecat, habar nu am, dar ceva cu guava poate, habar n-am. Dar îmi place foarte mult parfumul acesta și mi se pare super, super potrivit pentru... tot așa, primăvară-vară, perioada de tranziție, e minunat, dar oricum este un parfum pe care poți să-l porți tot anul. Și despre acesta, despre Pera Granita, pot să vă spun că îl văd așa în perioada de tranziție, deși și pe el îl văd un parfum destul de versatil. Cel mai potrivit este în perioada de tranziție, pentru că eu am în colecție și alte alegorii. Acesta este ceva mai dulce. Am bergamot calabria și mandarin basilic. Pe acelea le văd doar pentru vară. Ei, pe Pera Granita nu-l văd doar pentru vară, nu-l văd doar pentru primăvară. E ceva mai dulce, are o deschidere, dar și el proaspăt. Și el proaspăt. Are o deschidere aromatică, citrică și când se așează miroase a nectar de pere, a suc de pere, e foarte plăcut, foarte plăcut, îl ador și pe acesta. Nu știu dacă v-am zis, dar este alegoria mea preferată. Și haideți să vorbim puțin și despre un parfum inspirat din Delina. Îmi vine să beau parfumul acesta în perioada asta, nu știu, este... pur și simplu provoacă dependență parfumul ăsta și este atât de bun. Este atât de puternic, intens, persistă foarte, foarte bine, este super girly, este și proaspăt, este și floral, se așează dulce și foarte plăcut. Să știți că mi-a scăpat din mână și l-am stricat puțin aici, îmi pare foarte rău că îmi plăcea mult, îmi place și acum, dar na. Când nu-l țin eu cum trebuie, se cam mișcă treaba asta, deci mi-a scăpat din mână. Și l-am stricat puțin, da. Un parfum cu lychee, cu trandafir, dacă ați testat Delina sau Clone, este în zona aia, dar este foarte, foarte bine făcut. Vi-l recomand cu tot dragul dacă ați testat Clone Delina. Mie aceasta, din tot ce am testat până acum, aceasta mi se pare cea mai bună, cea mai reușită. Puf, cât de bine miroase. Este acel parfum pentru... o fată cochetă, aranjată, nu știu, îmbrăcată așa în roz, foarte feminin mi se pare, e minunat, minunat parfumul acesta și cred că v-am mai spus despre el și cred că l-am inclus și în parfumuri de primăvară, dar nu m-am putut abține pentru că
pur și simplu îl ador în această perioadă. Nu știu, cred că v-am mai zis faptul că l-am primit în perioada rece și atunci nu pot să zic că m-a atras atât de mult, dar după ce l-am purtat acum, e strălucitor, este superb, absolut minunat parfumul acesta. Trecem la următorul parfum, este vorba despre Aura de la Mugler, parfumul acela verde, dulce, spicy pot să zic? Nu, se simt niște semințe și are în compoziție semințe de hibiscus. Chiar este o aromă foarte interesantă și mi se pare că poate fi purtată acum încolo fără nicio grijă. Îmi place mult cum miroase, este un verde, un verde fructat dulce care te duce fix într-o pădure în natură, într-o pădure magică, cum zic eu, și este minunat. E foarte frumos parfumul acesta și dacă vreți și o variantă mai ieftină, este acest Areța Wasim Badami Hemani, un parfum pe care îl găsiți pe Dubai Soul. Nu știu dacă mai este pe stoc, dar știu că v-ați cumpărat câteva dintre voi parfumul acesta și dacă doriți puteți să-mi spuneți cum vi se pare. Eu am zis atunci când am vorbit despre el că este o combinație între acesta și apa de parfum. Asta pentru că simt în acesta semințele alea de hibiscus pe care le simt în apa de toaletă. Îmi place și sticla, are și un preț ok. Seamănă foarte bine, este fix în zona asta, dar mi se pare totuși o combinație între apa de parfum și apa de toaletă. E foarte bine făcut, eu așa îl văd și îmi place și cum se dezvoltă, cum se simte în aer. E un parfum frumos, cu o sticlă foarte drăguță. Feminine du Bois este un alt parfum foarte potrivit primăvara, îl văd foarte potrivit și în perioada de tranziție și l-am purtat zilele trecute, mi s-a părut că stă mult mai mult pe mine și îl simt mult mai potrivit în perioada ceva mai caldă decât iarna. Și vă spun asta pentru că l-am primit iarna și nu mi s-a părut atât de potrivit atunci. Nu pot să zic că m-a atras prea mult sau că am întins mâna după el. Și am zis ok, îl las deoparte și o să-l folosesc când se mai încălzește afară. Este din nou un parfum pentru primăvară, pentru toamnă și în perioada următoare. Un parfum cu prună. Îl pun eu în categoria aia cu La Danța de Lelibelule. Are și o scorțișoară acolo, este spicy, dar tot nu este un parfum foarte, foarte dens. Este condimentat, dar nu prea mult. Mi se pare destul de bine echilibrat. E fructato, condimentato, lemnos și dulce. Foarte frumos parfumul și da, acum strălucește acesta. În perioada rece nu pot să zic că mi s-a potrivit prea mult. Feminine du Bois. Mai am două parfumuri pe care să vi le arăt și v-am lăsat în pace. Este vorba despre Olympea și Olympea Intense. Inițial am vrut să vă aduc în atenție Olympea, pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu Olympea Intense, dar nu prea se mai găsește. Oare a fost discontinuat? Nu știu. Aceste două parfumuri sunt aromele acelea care te fac să te simți ca o zeiță. Sunt sărate, sunt ambrate, sunt dulci, găsim acolo și niște flori albe, vanilie sărată, un caramel sărat, deci cu siguranță o să mai povestim despre ele, dar cu siguranță voi le cunoașteți. Sunt două parfumuri pe care eu le iubesc foarte mult, recunosc că acesta este preferatul meu, sunt și dulci totodată, deci pentru persoanele care iubesc parfumurile dulci. Eu vara port și Coco Vanil, pentru că este un tropical și dulce totodată, dar mie îmi plac parfumurile dulci și vara și pe acestea le ador. Și v-am mai zis eu despre Olympea Intense că mi se pare un parfum cameleonic, pe el îl simt diferit iarna și vara îl simt altfel.
dar nu l-am mai purtat în perioada rece pentru că am tot avut parfumuri gurmande. Am avut alte parfumuri pentru perioada rece, dar mi se pare foarte potrivit în seriile de vară. Sunt două parfumuri sexy și superbe și aș putea să port Olimpia ziua și Olimpia Intens seara, dar nu prea contează asta. Da, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta și parfumurile pe care le-am pus eu în această selecție. Spuneți-mi și voi ce parfumuri purtați în perioada următoare, ce parfumuri vedeți foarte potrivite în perioada de tranziție și ce părere aveți despre alegerile pe care le-am făcut eu. Noi ne vedem în curând cu un video nou, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, mă găsiți și pe Instagram și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!